Colegiul Național Vasile Alexandrii din Bacău va avea uniformă școlară personalizată. Alegerea ținută i-a fost votată chiar de către elevi după ce s-a organizat o paradă a uniformelor școlare. Și Comitetul de Părinți a fost de acord cu noua decizie luată de conducerea liceului ca o măsură de siguranță în școală. Noile uniforme vor fi introduse efectiv în colegiu începând cu semestrul 2 al acestui an școlar. Și Colegiul Național Vasile Alexandrii din Bacău va deveni școală personalizată. Elevii liceului împreună cu părinții lor au decis ca în unitatea școlară să se introducă uniformă. Ținutele au fost alese prin vot la fiecare clasă, iar în final s-a decis ca uniforma să fie compusă din 5 piese, nuanțe de gri, roz și blămaren, cu fustă la fete și pantalon la băieți, cămașă albă, cravată, vestă și sacou. Fac parte din Comitetul de Părinți a școlii și ceilalți părinți din Comitetul de Părinți au optat pentru uniformă, au avut vot în umanitate și s-a votat uniforma. Iar eu, fiind în domeniu de domeniu de industrie textilă, am propus ca să vin cu câteva oferte de prețuri și de modele la copii, să le expunem și să vedem dacă le place, dacă vor să poarte aceste uniforme. Și au fost de acord părinții și am venit după 3 săptămâni, după ce m-am pregătit cu aceste modele și am făcut o prospectare de piață la prețuri, am venit și am expus modelele și le-am arătat copiilor. Cât o să coste o uniformă? Deci o uniformă este complet, este formată din 5 piese, iar sacou, vestă, cămaș, pantalon la băieți, respectiv fustă la fete, ajunge la 248 cu TVA. Uniformele vor fi purtate de toți elevii liceului, mai puțin de către cei din clasa 12, care sunt în anul terminal de studiu. Ce înseamnă pentru tine să porți uniformă la școală? Mi se pare o idee foarte bună, deoarece fiecare le va purta această uniformă și vom fi toți la fel, nu vor mai fi discriminări în ceea ce privește îmbrăcămintea și cred că este benefic pentru noi. Înțeles că ați votat uniforma preferată, s-a organizat aici un fel de paradă? Da, în fiecare zi, fiecare clasă vedea uniformele expuse, pe care le avem aici expuse și am ales modelul care ne place, culoarea și în urma voturilor se va decide ce uniformă se va purta. Pentru mine, sport această uniformă mi se pare o idee super bună, adică nu știu, să nu mai fi fiecare așa, care mai de care. Să fim toți la fel. Mi se pare o idee bună. Ce zic părinții tăi? Părinții mei au fost de acord, mai de acord decât mine. Normal. Vei purta uniformă la școală, e bine, e rău? Este bine, deoarece aspectul școlii va fi îmbunătățit. Toți elevii vor avea aceeași uniformă. Eu zic că va fi mult mai bine, mult mai frumos. Vom fi îmbrăcați nu în diferite culori, diferite haine. Este mult mai bine și mai frumos așa. Conducerea liceului a decis introducerea uniformelor școlare și ca o măsură de protecție a elevilor, ca formă de asigurare a securității în școală, dar și pentru a crea o imagine personalizată a colegiului. Introducerea uniformei școlare la Colegiul Național Vasile Alexandrii face parte din istoria colegiului. Pe lângă, deci asta este un obiectiv de bază al nostru, al tuturor celor care suntem la Vasile Alexandrii, începând de la ultimul salariat, să zic, până la mine, la director. Asta presupune elev, profesor, toată suflarea. De ce nu? Trebuie să înțelegem și păstrarea unei uniforme specifice unui colegiu constituie și o măsură și o siguranță mult mai ridicată în ceea ce privește prezența elevilor la orele de curs, cât și pe stradă. Colegiul Național Vasile Alexandrii este al doilea liceu din oraș care a luat decizia de introducerea uniformei în școală. De luna trecută și elevii de la Colegiul Național Economic Ion Ghica poartă ținute școlare. Au mai îmbrățișat această idee și colegiile Grigore Antipa și Neve Carpen, care de anul viitor vor deveni și ele școli personalizate.